Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Săptămâna viitoare va începe cu luna nouă pe 17 iulie în constelația Racului, care va aduce o mulțime de lucruri pozitive, în primul rând reprezentanților acestei zodii de apă. Racii vor fi plini de optimism și determinare, mulți dintre ei vor manifesta tendința de revizuire a planurilor atât în sfera profesională cât și în relații. O dispoziție minunată va rămâne la reprezentanții acestei zodii pentru încă o zi după luna nouă. Pentru Scorpion și Pești, luna nouă din iulie va duce intensificarea intuiției și schimbări în viața de familie, dar va avea puțin efect asupra fondului emoțional. Cuadratura lui Mercur și Jupiter de la începutul săptămânii nu va avea cel mai bun efect asupra activității intelectuale și, de asemenea, va avea un impact negativ asupra fluxurilor informaționale. Sunt posibile distorsiuni. Se primesc informații incorrecte, o mulțime de mesaje false și informații neverificate. În sfera profesională, pot apărea dificultăți cu probleme organizatorice pentru Gemeni, Balanță și Vărsător. În această perioadă, nu trebuie să ai decizii importante, să semnezi documente, să faci tranzacții. Săgetătorii ar trebui să acorde atenție sănătăților, în special căilor respiratorii superioare. Trigonul Soarelui cu Neptun din 20 iulie va spori creativitatea, imaginația și intuiția, iar aceste avantaje ar trebui folosite în domeniul profesional. Peștii, Săgetătorii și Leul se pot baza în siguranță pe calitățile enumerate atunci când plănuiesc călătorii de afaceri, întâlniri, discuții pe probleme de muncă, conferințe de presă. Vor fi favorabile și apelurile la organele oficiale, stabilirea de legături cu companii străine. Sănătatea în această perioadă se îmbunătățește de obicei chiar și pentru cei care au probleme cronice, iar starea generală de spirit armonioasă atenuează orice simptome negative. Trigonul Soarelui și Neptun este, de asemenea, favorabil pentru începutul unei relații de dragoste, mai ales pentru cei care caută o iubire ideală bazată pe intimitate, atracție și romantism. 20 iulie este o zi grozavă pentru nunți sau logodne, sărbători de familie, probleme legate de locuințe și proprietăți. Opoziția lui Marte și Saturn în ultima treime a săptămânii poate provoca crize în munca și cariera berbecului, Balanței și Capricornului. În perioada de opoziție, reprezentanții acestor semne vor fi deosebite de nestăpâniți în emoții, predispuși la furie și iritabilitate și vor face o impresie deprimantă asupra celorlalți. Prin urmare, merită minimizarea numărului de contacte de afaceri, amânarea vizitelor la autorități, concentrarea pe munca pe hârtie. Creșterea traumei sub formă de fracturi, căderi și rene este posibilă la Scorpion și Berbec. Certurile cu rudele mai în vârstă sunt probabile pentru aproape toți reprezentanții cercului zodiacal. Trigonul lui Mercur și Chiron de sâmbătă va neteze oarecum influența aspectului tensionat al opoziției, întărind influența zeiței Fortuna în viață. Mulți vor avea șanse să-și îmbunătățească și chiar să-și schimbe viața. Aceste oportunități vor fi asociate cu manifestarea capacității de a privi situațiile sau problemele dintr-un unghi complet diferit, ceea ce va duce la modalități originale și neobișnuite de rezolvare a problemelor complexe ale vieții. Fecioara, Gemenii și Balanța vor putea profita de o astfel de șansă în domeniul profesional, iar restul reprezentanților zodiacului vor prefera cel mai probabil să-și îndrepte gândirea extraordinară în zone precum creativitatea, romantismul sau finanțele. Taurul și Peștii, care au un istoric de boli cronice, vor avea șansa de a-și îmbunătăți sănătatea cu ajutorul unor noi metode neobișnuite. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!